Kaufland deschide un nou hipermarket în municipiul Hu și ajunge la 152 de magazine în România. Prin această deschidere, Kaufland creează aproximativ 75 de locuri de muncă în Hu și vine în întâmpinarea celor care au nevoie de o aprovizionare facilă și comodă aproape de casă. Magazinul din Calea Basarabiei numărul 93 va fi deschis publicului în intervalul orar 7-21 de luni până sâmbătă și în intervalul orar 8-19 duminica. Parcarea generoasă are peste 250 de locuri și include stații de încărcare pentru mașinile electrice și rastele pentru biciclete. Kaufland recompensează toți clienții care vor adopta un comportament ecologic. Pentru a încuraja obiceiurile prietenoase cu mediul, noul magazin Kaufland este prevăzut cu mai multe infrastructuri de reciclare. În parcare există un automat pentru colectarea ambalajelor precum peturi, sticlă și doze de aluminiu. La fiecare 5 ambalaje, clienții vor primi un voucher de reducere. La intrarea în magazin, în spațiul special, special amenajat sub forma unei broscuțe țestoase, clienții pot colecta recipiente goale de la produsele cosmetice sau de igienă și vor fi răsplătiți cu vouchere de 50% reducere pentru produsele selecționate. Ne bucurăm că putem fi mai aproape de clienți prin deschiderea primului hipermarket Kaufland din oraș. Pe lângă ofertele speciale cu ocazia deschiderii, magazinul pune la dispoziția clienților o soluție la îndemână pentru protejarea mediului înconjurător. Clienții pot utiliza infrastructurile de reciclare care se regăsesc atât în interiorul magazinului, cât și în exterior. În interior, clienții au acces la șapte case de marcat, un raion extins de legume, fructe, vitrină cu servire asistată, brutărie, raion cu produse congelate, alimente de bază, dulciuri, băuturi, produse nealimentare și drogherie. Pentru amatorii de preparate caldă și gata făcută. Noul magazin este dotat și cu un punct grill. În galeria comercială se regăsesc și o farmacie, o casă de schimb valutar, precum și o pizzerie și produse de cofetărie.